Hai, Ioan! Ia-i pe Ioan, pe Ioan, pe Porfirie, pe toți, pe toți. Adică unde v-ați propus? Știu că dumneavoastră și cunoașteți zona și... Da, păi dinainte am și venit. Dacă nu era Sfântul Dimitrie, nu veneam. Că n-a venit pentru meci. Da. A venit la Sfântul Dimitrie. Dar voiam să vă întreb de mult, ce înseamnă Sfântul pentru dumneavoastră, pentru sufletul dumneavoastră, pentru în viața dumneavoastră? Fiindcă e un sfânt foarte iubit în România și de către români și care a făcut minuni. Păi Sfântul Dimitrie... Acum ar minuni, vreți să spun viața lui Sfântul Dimitrie? Nu, mai știu și eu, dar probabil că știți mult mai bine. Normal că știu. Înțelegi? Sfântul Dimitrie e un mare sfânt care a vindecat foarte mult bolnavi. Atunci, în vremea aia, era ciumă și tot felul. Ei intrau în biserică, se atingeau și se vindecau de ciumă. Da. Vomitau sânge. Și se vindecau. Și e mare vindecător, mare sfânt. Și atunci e renumit un sfânt. Renumit. Și atunci când a fost la trageri la sorți, înainte de trageri cu o oră, am zis, Sfinte Dimitrie, le vei da să jucăm cu paocul la Salonic, atunci promit că voi veni să te vizitez. Și pentru că am promis, am venit să vizitez. Mergeți mâine? Înainte de meci? Păi da, s-ar putea chiar astăzi, vedem, nu știu, mâine... Vrem să facem o slujbă, avem preoți și am venit și o să facem o sfântă liturghie undeva, vedem dacă închiriem o biserică undeva. A, deci nu veți merge și cu jucătorii la sfânt, la Nu, ei au programul lor, nu oblig pe nimeni. Știu. Dar e posibil program... să ajungeți și dumneavoastră la Suroti, la Sfântul Paisie? Păi la Sfântul Paisie 100% trec pe acolo, dar trec așa, în trecere. Treceți mâine, că azi știu că e închis, că e mâine o să trecem, astăzi vedem ce facem. Mâine o să trecem, mâine după ce după Sfânta Liturghie, pe 11-12, o să trecem și pe acolo, e posibil chiar să mergem la Sfânta Liturghie la Sfântul Dimitrie. Dacă nu găsim biserică să facem noi în română, mergem la Sfântul Dimitrie. Pentru creștinism, Salonicul e un oraș foarte important, a fost printre primele orașe creștinizate. Aici s-a născut bunicii mei. Da? Bunica și bunicul din partea mamei aici s-au născut, aici chiar au Salonic. Chiar în Salonic, aici au învățat carte. Aici făcea carte, aici au învățat. Deci un oraș, ca să zic așa, de suflet. Prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel a fost la Tesalonice. Prima epistolă. Aici e tradiție sfântă creștinească, aici e tradiție sfântă Salonic. Da. Grecia e considerată și țara sfinților, iar Salonicul e oarecum sufletul Greciei. Păi, țară cu tradiție. Vreți să fac să vorbesc și eu? Dar fi bine și la și în România să fie mai multă credință? Țara lui Homer? Nu.
Ar fi bine și România să fie, nu știu, mai multă credință, mai... Păi dar nu că acum e mai multă la România decât la ei. E mai multă la noi? Păi și noi pe ei. Păi ei e adevărat, ei au biserici, dar numai că ei nu mai le populează ca noi. Ei au multe biserici, dar le-au cam părăsit. Da. Noi alea care le avem, le umplem. Deci acum noi păi sunt mici la credință față. Noi facem și altele în timpul ăsta. Păi noi nu că mai facem, dar am depășit ca populația se întoarce la noi. Deci cum este? În tot Occidentul, bine, ei zic, catolicii, le-au părăsit bisericii. Dar și ortodoxii le-au cam părăsit. Numai noi, în Rusia mai se merge în biserică și în România. Da. Oricum, și poate, partea asta de lume, da. Poate și, să spunem, nu știu... În Serbia, nu? Și în Serbia mai sunt. Mai e. Dar... Și la bulgari, să știți că mai. Bine. Bă, credința, adevărată credința acum, din tot globul pământesc, și care crește, este România. Asta e adevărul, nu că zic eu că vreau eu, că sunt naționalist sau cutare. Ăsta este adevărul. Vă întâlniți la noi se umplu bisericile, la noi oamenii se întorc la credință, în alte locuri... Fug de credință. Se îndepărtează da. De credință. Ce înseamnă îndepărtează de credință? Te duci în biserici, slujește preotul și unul la strană, un om. Degeaba ei iau, dacă nu vin. Corect. Și plus de asta, nu mai iau, adică că cel mai important în credință ce e? Hristos. Sfânta Împărtășanie, tradiția Împărtășanie, ei nu mai iau. N-am ce să spun, Radunoviște n-am ce să spun, Alexandru n-am ce să spun, pentru că nu greșesc. Păi la țeară, baba, ai zis, băi, crezi că am nevoie de floricele la mijlocul terenului? Asta zi într-una, Marcom la fel, tu ești minge acolo, i-am zis și lor, bă, tu ești mare fotbalist, dar nu ești atât de mare că să primești mingea în centru. Nu, nici Olaru, adică verticalizarea aia acolo, aia nu, sau dacă o primești, stânga-dreapta, o dai la adversar chiar dacă o dai, o dai în tușă la adversar, acolo în centru, n-ai voie, mă, să pierzi mingea. Așa ce am învățat și eu de fotbalul ăsta, intuiția mea. N-ai voie acolo, cum, dacă eu sunt cu spate, cum să primești mingea acolo? Păi vine spatele tău ăla, ți-o ia și gata, e gol. Acolo primesc mingea jucători de 100 de milioane, de 200 de milioane, ca să primească mingea cu spatele în centru. Care știe că unde o imediat când o ia, el o dă, o pasează, dintr-una. Nu te lasă, bă, nimeni. Și o faci, Florice. Are emoții până la ora meciului, să vadă care, unde, sau nu, lotul? Eu cred că îl știu. Îl știu lotul. Ei, nu mai pot să-mi spun acum, că alta e când joci în România și spui lui echipa lui Gâlcă, sau lui Șubudică, și alta aia când eu spui lui Răzvan Lucescu. Lui Răzvan Lucescu nu trebuie să-i spui. Dacă ăla îi spui, apoi ăla găsește șmecherii. Și atunci aia nu, eu spuneam lui Răzvan. Aveți neamnicea, l-ați invitat să stea alături de noastră? Nu, l-am invitat. Probabil nu o să fie acolo, nu știu. O să fie, nu știu. Nu, cred că stai cu noi, probabil. Nu, că ai. Contează unde stai, contează cu el. Nu vreau să le cu băiatul lui, nu e normal. Cum este vă părut jucătorii, optimiști, așa? Băi, eu le-am spus felul următor. Noi am ajuns undeva mare. Adică că e mare, adică, înțelegi?
Și se vede și emulația. Uite, voi, faptul că voi sunteți aici. Adică, cheltuiala oamenilor, oamenii sunt... Adică, este un deranj, nu? Faptul înseamnă că s-a ajuns undeva ei. Numai că i-am spus, noi nu știm, acum noi, mâine vom vedea cât de mari suntem. Că nu știm încă. De-abia mâine și e posibil că, nu chiar, după încă două, trei meciuri internaționale, e posibil să-i găsim pe ăștia. Poate iar, într-o degringoladă, să-i bate și pe ăștia. Că nu e mare lucru, că nu e extraordinar cea mare. După aia, după Rangers, după Olympiacos, adică după ce la câștigăm 3-4 meciuri, atunci știm că suntem mari. Acum ne dă deja o idee, dacă îi batem pe ăștia, că suntem să fim mari. E posibil să fim foarte mari. Nu știm încă. Îi luați cu dumneavoastră la liturghie mâine? La liturghie eu nu oblig niciodată pe nimeni. La liturghie îi vine cine vrea. Că și la bază nu se face liturghia, sunt la liturghie în timpul antrenamente, n-au voie să facă antrenamente. Adică ca omul, să, dacă vrea, să ducă. Nu, la liturghie nu poți să iei. Plus de asta o să fie dimineața, la ora 7-8, adică ei au programul lor, echipă, ce... nu. Noi s-ar putea să vedem, acum să vedem dacă găsim o biserică aici, dacă nu, o să mergem la Sfânt Dimitrie la liturghie. Dacă nu o să găsim o biserică, am și doi preoți cu mine, ca să facem noi, în limba română. Vor fi ei, dar noi avem și noi, nu știu, ca să facem noi, luăm, închiriem o biserică și facem noi, limba română. Cu Elias și Pintilea ați vorbit în avion? Cine? Cu Haralambus și Pintilea. Păi de la aveam ce să... Păi i-am felicitat doar, nu am ce să am, dar păi, ce să vorbesc. Ei fac foarte bine ce fac. Da. Nu pot să le găsesc, nu am ce să le găsesc, aș vrea să le găsesc cu echipa, dar nu pot să le găsesc. V-a fost doar de astfel de deplasare cu jucătorii? Ce-i? V-a fost doar de astfel de deplasare cu jucătorii? N-ați mai făcut de foarte mult timp. Bă, nu... A fost o mică emoție, că... Când nu faci mult un timp ceva și după aia faci, e o mică emoție. Dar o emoție... Dragoste, ea. Plăcută emoție. Că, de exemplu, și când mă îmbrac, uite, m-am îmbrăcat de mult așa. E emoție. Dar nu? Dacă te îmbraci altfel, că faci ceva, nu există noroc. Noroc face Dumnezeu toate. Dacă aduce Dumnezeu norocul acela de care are nevoie, se face regulă să mergeți cu ei, măcar în Europa? Eu, să mergeți în Germania sau la Rangers? Nu mai calc. Cine știe ce mare excepție. Ca nu mai calc țară neortodoxă. Nu mai calc. E posibil să fie, se întâmple ceva, nu știu, să zicem, dacă e... Să zicem, jucăm cu o echipă mare, să spunem, Barcelona sau City, Manchester, posibil să mă duc. Adică că e prea mare lucru. Dar eu, țară neortodoxă, eu nu mai calc. Nici aerul nu-mi place. Și plus de asta, eu fără liturghie nu pot. Acolo nu este liturghie la catolici, să fac eu. Eu mă duc unde este, uite, aici stau acasă, deci frații mei greci. Împărtășesc cu ei în biserică. Sau ce mă, România este aici. Că e aerul ortodox. E sfințenie. Poate nu mai mânca la noi. Poate mai mânca la noi. La noi nu există pe tot lucru. Pentru că contează, e adevărat, sunt mai puteți, ca mai mulți sfinți. Numai că vezi harul se apropie mai mult de acum omul credincios. Ei se depărtează de biserică, că le-au părăsit. Au, e adevărat, au biserici mai multe și preoți. Dar au preotul și unul la strană, doi. În bisericile vine. Ei se îndepărtează, le golesc, când noi le umplem bisericile. Nu există altul popor mai credincios ca românii. Nu o chestiune națională, ăsta e adevărul, se vede pe față. Duminica, cum se împărtășesc copiii și lumea. Asta este credința. Împărtășirea cu Hristos. Păi când ei au uitat. Prea mai se duc. E adevărat că mai merg, dar nu prea mai merg. Deci nu mă noi, georgienii, sârbii și rușii, care mai ținem ortodoxie. În rest, ce să... Și ei o țin mai mult ca tradiție. La ei tradiție. Prima epistolă al Sfântului Apostol Pavel a fost la Tesalonic. Hai, Domnul, să vă ajute. Ce? Pe cine misați în meciul de cupa 8? Cine credeți că poate să facă diferența? În atac, poate. Pe tot Bârlici ai luat.
El este care... Nu mai spun Olaru. Olaru, v-am spus, nu mai vorbim de el. Nu-l mai laud, că de ce? El este numărul 1 al echipei. Dar poate Tănase, de el nu mai spun. Deci mizez pe Tănase și pe Vârligea. Tănase sau Olaru nu mai e, e clar. Nu mai are rost să nu mai zice, că îl zice, îl știm. Și mizez mult pe Tănase și pe... Și pe... Vezi acum, dacă v-am spus de Tănase, vede Lucescu. Vede el. Dar el nu știe unde să joace Tănase. Că trebuie să-i dau eu o lecție pe fotbal. Hai, hai să fiți sănătoși. Vin mâine, e posibil azi, vedem ce program. Și da, mâine clar, după Sfânta Liturghie, o să mergem. Vedem, să vedem și distanțele. Adică, că mergem și la Paisie. Știi? Și la, și la Grigorie Palama. Deci aveți un între păi, o să mergem la mai, păi dacă toți suntem aici. Păi nu-i, să nu-i păcat, vezi, pe Grigore Palamas, era român, machedon, nu? Păi nu merg, nu-i frumos, merg la Paisia Iorută. Nu deci azi la... și mâine aveți. Păi da, păi da, pe... Păi de aceea vine amând, mai pentru fotbal. A, nu? Am promis lui Sfântul Dimitrie că dacă cădem cu Paul, aici, aici voi veni să-l vizitez. Și a făcut minune. Păi bă, din 36 de echipe o să caz, dar numai că să caz cu ei. Și la ei, adică. Da, e, e minune. Că asta am spus-o cu o oră înainte, la palat, în față. Da. Și după ora așa a fost. Și am zis și Manchester acasă. Și așa a fost. Da, Manchester a spus de acasă. Da, de acasă. Da. Vezi? Și acum când ne ajută Dumnezeu, mai ce-i voia de bani? E voia de bani. Da. Orice loc în plus e 900.000, orice loc în sus peste 36 ani, de la 1 la 36, orice loc, e 900.000. Dacă vii în primele 8, crezi, da, Dumnezeu, e 25 de milioane, zici, bă, mulți, hai Domnul să ne ajute să-i iau eu. Să vedem, hai că să vedem dacă e benefic, să vedem dacă e benefic pentru lume. Adică dacă eu fac asta și învață oamenii, și e altceva. Hai să întreb și eu pe părinți, că dacă e... Dacă orice face omul trebuie să fie un câștig. Dacă e spre câștig în Hristos, o să vă iau. Dacă nu e, e spre fală sau spre... Aia nu. Păi da, păi stai că se stabilesc acum programul și eu. Păi sunați-mă, dar sigur că da, mai de bine se poate.